dragilor, astăzi am început să filmez pașii cum îmi fac eu unghiile, doar că nu am reușit să arăt și felul în care mi-am aplicat gelul, deoarece am vorbit la telefon, am fost și puțin plecată, deci am început să-mi fac unghiile și înainte de a-mi aplica gelul, am reușit doar să-mi repar această unghie. După ce am reparat această unghie, am plecat, iar mai devreme ne-am întors acasă și am început să-mi fac unghiile cu gândul că voi filma toți pașii, felul în care îmi pun eu gelul, dar nu am reușit să filmez pentru că am vorbit la telefon și am mers repede, am mers foarte, foarte repede treaba cu gelul. Am folosit acest gel cu o pensulă și l-am pus foarte, foarte repede. Mamă, ce mă enervează becul ăsta. Acum trebuie să le pilesc și trebuie să le mai scurtez pentru că sunt cam lungi, cel puțin degetul inelar de la mâna dreaptă este destul de lung. Așa că o să mă apuc acum să le pilesc, după care după ce le dau forma, vreau să le fac să fie acest milky white cu pigmentul acesta auriu, care arată super, super fain. De fapt, nu este un pigment auriu, este sau sunt foițe aurii. Așa, apoi top coat și am finalizat unghiuțele. Deja este ora 5 fără sau 5, ceva de genul. Apoi ne pregătim de grădi, de școală, vedem ce mai mâncăm și încet, încet ne băgăm și noi în pat. Ce faci, iubitul meu? Gata, v-ați? Ia vezi un pic. Cine? Dă un pic la mama telefonul. Din nou am fost sunată și de multe ori îmi propun așa să filmez anumite lucruri pentru voi și în trecut mi-am dorit foarte, foarte mult să filmez felul în care îmi fac unghiile. Doar că trebuie să-mi fac timp și pentru cei din familie, te sună mama, tata, soră, frate, mătușă, cumnată și așa mai departe. Așa că nu reușesc mereu să fac ceea ce îmi propun, dar după ce am făcut toți pașii pe care vi-am arătat mai devreme, îmi cer scuze că am ceva de ating, zgudui și pe cum să mă enervează maxim, am aplicat gelul, acum dăm formă unghiilor și apoi o să vă arăt finalul. Da, trebuie să văd o pilă ceva mai bună pentru că am o grămadă de pile pe care le-am început. Da, o grămadă de pile și nu știu cum se face că ori în capul meu, ori așa e, îmi dă impresia că nu e bună niciuna. Așa că trebuie să-mi fac curat și pe aici. Și vreau să vă spun că mi-am luat aceste bituri de pe Shane. Cât am dat eu oare pe ele? Ce faci, mă zic? Deci dacă vă zic că a început să râdă, deci a început să râdă și neapărat trebuie să-l filmez atunci când râde și când latră. Deci așa ceva n-ai putut să vezi de te nu știu, de piși pe tine de râs. De-și-a pup. Deci în continuu. În fine. Oleu, că mă doare spatele. Am luat aceste bituri. Am dat până în 14 lei pe ele. Și vreau să vă spun că sunt atât de bune. Deci îmi plac maxim și mă bate gândul să mai achiziționez un set. Pentru că sunt foarte, foarte bune și m-a ajutat să-mi curăț unghia pe dedesubt. M-a ajutat să curăț cuticula foarte, foarte bine. Ce mă enervează pe mine că de data aceasta am atins puțin cuticula la degetul mijlociu și la degetul ăsta mare cu acel gel.
Și tot am șters, tot am șters și a curs, pentru că este un gel, nu este un gel din ăsta așa viscos, cum sunt acestea. Deci astea sunt niște geluri viscoase. Poți să-l ții în jos cât vrei, mamă ce urât se vede becul. Jos cât vrei, că nu o să cadă niciodată, pe când ăsta pe care l-am folosit astăzi și unele pe care le am, sunt, nu sunt la fel de viscoase, sunt așa, mai lichide. Și a curs foarte, foarte repede, deci trebuie lucrat foarte, foarte repede cu el. Așa că aceste bituri și, în general, produsele de pe Shein și de pe Temu îmi plac maxim. Gândiți-vă că sunt unele produse pentru care noi plătim poate și de 10 ori mai mult pe acel produs decât atunci când îl cumpărăm de pe Temu sau de pe Shein. Sunt unele lucruri pe care le-am văzut și eu le-am luat poate de pe Shein cu 2-3 lei, iar în magazin costa 20 de lei. Același produs, aceeași chestie, același lucru. Un set din ăsta de bituri, eu l-am cumpărat acum un an sau un an și ceva de la un magazin din... De pe galeria magazinului, hipermarketului Carrefour, și a dat 30 și ceva de lei pe el, dar nu știu unde e acum, nu-l găsesc. Așa. Și pe acesta am dat până în 14 lei. Sau, nu știu, într-un magazin nu cred că o să găsim foiță din asta de aur cu 2 lei și ceva. Și asta mă refer la magazinele destinate produselor pentru unghii. Foarte, foarte multe, nu știu, uite, prosop din ăla de cap turban, din ăla care îl pui în cap atunci când ți-ai spăla părul. Am văzut zilele trecute pe Temu și pe Shein cu 6 lei și ceva acel prosopel. Plus foarte, foarte multe lucruri. Deci v-am zis, am văzut lucruri care costă de 6 ori mai mult, de 7 ori, de 10 ori mai mult decât ar fi pe Temu sau pe Shein. Eu vă încurajez să cumpărați produse de acolo, dacă nu ați făcut-o până acum, să nu aveți teama că nu o să vă vină produsele, să nu aveți teama că sunt produse de proastă calitate, pentru că nu sunt. Nu sunt ca acele chinezării pe care le găsim în, nu știu, gen magazinele astea chinezești. Eu am văzut o diferență foarte mare între... Și acestea sunt produse chinezești, doar că e o diferență foarte mare. Deci acestea sunt niște produse mai calitative decât acele produse pe care le găsim în magazinele alea chinezești, China Star, cred că orice oraș are acel magazin. Sunt niște produse foarte, foarte calitative și gândiți-vă că puteți să vă cumpărați produse de 20-30 de lei, chiar 50 de lei, cât vreți. Aveți transport gratuit și puteți să testați. Puteți să testați, să vă comandați doar câteva produse, să vedeți dacă sunteți mulțumiți sau mulțumite de calitatea produselor, pentru a nu face o comandă mare. Noi am avut comenzi și de 200 și ceva de lei, și de 180 de lei, și de 160 de lei, și de 20 și ceva de lei, deci am avut diferite comenzi. Aseară am plasat o comandă pe Temu de 60 și ceva de lei, cu produse doar pentru mine, că mă iubesc prea mult pe mine. Așa, și m-am gândit numai la mine, deci sunt o persoană care se gândește numai la ea și se iubește numai pe ea. Glumesc aici. Deci mi-am comandat de vreo 62 sau 60 ceva de lei și vorbesc foarte serios, cu produse doar pentru mine. Deci nu are Selena sau Marc ceva acolo, pentru că ei vor să-și facă o comandă separată. Selena vrea anumite produse, Marc anumite produse, fiecare vrea să fie cu punga lui, că Selena vrea să-și desfacă punguța ei, Marc vrea să-și desfacă punguța lui și în fine mă iau la vorbă cu voi și în loc să-mi meargă mâna, să-mi fac unghiile, merge gura și imediat trece timpul. Timpul acesta cât vorbim, putem să și pilim, da? Să facem și treabă. Doar că mă enervează foarte tare becul. Becul ăsta mă enervează, dar văd că uneori face figuri, uneori nu. Și sunt niște produse absolut drăguțe, absolut superbe, cele pe care le-am comandat de pe Temu. Este a doua oară când plasez comandă pe Temu. Iar pe Shein este a cincea, șasea oară, ceva de genul, nu mai mult. Nu cred că am făcut mai multe comenzi. Îmi plac foarte, foarte mult ambele, și Shein și Temu. Și
Pentru cei care nu știu să scoată cardul de pe Temu, că aici e vorba de Temu, că s-au auzit niște păreri nasoale cum că ți s-ar fura banii de pe card, mergeți la contul vostru, iar în partea dreaptă sus arată ca, nu știu cum să explic, o chestie așa rotundă, ca de o piesă, ceva de genul, la setări, iar acolo va apare metodele tale de plată. Și acolo ți apare să-ți ștergi cardul, te va întreba care sunt motivele, tu acolo apeși motive, apeși altele, iar în acea căsuță scrii motive personale și atât. În rest nu te mai întreabă nimic, ți se șterge cardul, iar la fiecare comandă, asta să-mi pun și ochelarii, iar la fiecare comandă, Mini, lasă-l în pace, mama. Lasă-l, da? La fiecare comandă plasată, adăugați din nou cardul și eu la mine sunt dăți în care plătesc uneori cu lei și sunt dăți în care plătesc uneori cu euro. Deci am Visa și am Master și le schimb. Când plătesc de pe Master, când plătesc de pe Visa. Și v-am zis, sunt foarte, foarte mulțumită, îmi plac foarte mult produsele de la ei. Și am de gând să încerc mai multe produse, ochelari de soare, acum mi-am trecut așa pe listă, încă nu le-am comandat, dar vreau să iau până în primăvară. Așa, dacă nu reușesc chiar până în primăvară, până în vară. După cum am mai spus, Shein-ul și Temu e un fel de dependență, creează dependență și îți comanzi, îți comanzi, îți comanzi și la un moment dat vrei mai mult, mai mult, mai mult, pentru că tu descoperi produse în continuu. Și aici trebuie să-mi iau o pilă, altă pilă, ca să nu muncesc, să-mi iasă ochii. Și descoperind tot mai multe produse, tot îți dorești. Tot îți dorești să te comanzi. Și am văzut și pile, pile ieftine, cu 4 lei sau cât o fi, 4 lei, 5 pile, sau 6 pile, uite aici am niște pile. Mai da, ce mi enervează pe ăsta, uite că acum și-a revenit. Astea sunt luate de pe Shein. Și am 5 pile, are granulația de 100 pe 180 și am dat foarte puțin pe ele, nu mi-aduc aminte cât, dar mult mai puțin decât dăm în magazine. Acum nici în magazine nu sunt foarte scumpe, pentru că o pilă pornește de la 1 leu 90. Eu așa am văzut pe la noi prin Brașov și prin Jumbo am văzut pilele foarte ieftine cu granulație diferită, deci uite și asta am 100 pe 100 de la Cupio, asta 100 pe 180, asta e luată din Jumbo, plus o grămadă de pile am și de la Senzopro, avem și de la Lila Rosa, am mai multe pile, numai că astea cam subțirică, dar hai să vedem ce treabă face. Pop, pop. Pop, pop. Asta e partea care nu-mi place. Atunci când îmi dau formă unghiilor și atunci când îmi curăț cuticula. Deci astea sunt niște pasuri pe care le detest. Niște pasuri, niște pași pe care îi detest. Așa. Dar, na, ce să facem? Odată la ceva timp, eu nu am făcut luna de când mi-am făcut unghiile. Cred că dacă am avut 2 sau 3 săptămâni maxim, doar dacă mă uit la vlog, atât. Deci dacă mă uit pe vlog, acolo aflu când mi-am făcut... Mamă, ceva, bate vântul și plouă. Plouă. De săptămâna viitoare am văzut că se încălzește. Mi-am pus această pernuță ca să împilesc unghiile mai ușor, să stau așa cu mâna pe ea. Eu astăzi nu am gătit, ia să mă dau așa în spate. Am fost invitați la masă, așa că am mâncat. Am scăpat să gătesc, mi-a picat foarte, foarte bine, pentru că am putut să mă ocup de unghii, pentru că mi-a destul de mult timp. Și acum mă gândesc dacă să-mi schimb forma, deci clar trebuie să le scurtez. Și pilele astea îmi plac, fac treabă bună. Numai că, na, fiind pilă nouă, trebuie să ai grijă cum să dai, să nu iei prea mult din formă, din... da, mă gândeam dacă să le las așa cu vârful acesta îngust și pătrat, balerină, parcă se numește, dacă nu mă înșel. Dar, nu, da, să vă arăt de aproape. Nu o să le las așa, o să le fac
rotunde în vârf. Cred că o să le fac așa mai rotunjoare, nu o să le fac nici ascuțite pentru că le-am avut, dar pe perna asta nu pot să lucrez. Cred că o să țin eu așa. Și am băut mai devreme aproape o cană plină, dar să nu exagerez că n-am avut plină, cu Coca-Cola, dar mai am. Și mi s-a făcut rău la stomac, dar acum tot mai beau. Deci chiar dacă mi-e rău la stomac, tot mai beau. Bine că acum nu știu dacă să dau vina neapărat pe cola. Eu așa mă gândesc și zic că e de la cola, dar poate să fie de la ceea ce am mâncat, pentru că am mâncat carne de porc, care avea și grăsime. Am mâncat mușdei de usturoi cu hrean amestecat foarte bun, cartofi prăjiți, niște cartofi amestecați cu cașcaval. Stai acolo și lasă-mă să filmez. Și ce am mai mâncat? Nu mai știu. Tort. Am mâncat tort pavlova. Am mâncat un tort cu caramel. Am mâncat cornulețe cu rahat. Și asta mă refer, le-am mâncat pe toate deodată. Adică nu deodată, atunci, pe loc. Pe loc, cum să vă explic? Deci am început prima oară cu mâncarea, după care am început cu desertul și am băut și Lipton de lămâie. Și de ce apătau eu vina acum pe Coca-Cola, că de la el mi-e rău, că poate să-mi fie rău de la toată amestecătura aia pe care am făcut-o. Și am mâncat o ruladă pavlova, genială. Mamă, ce bun a fost. Deci, nu am, îmi pare rău că nu am filmat. Ne-am întâlnit și cu Răzvan și cu Betty, am mâncat împreună cu ei, am fost cu copiii, o avem și pe Larisa la noi. Așa. Și a fost o bunătate, pavlova aia. Deci o bunătate. Da, bungu, pup. Și aici o să pierd mult timp prin mi-a face forma, pentru că o să mi se pare că nu-mi place. Hai să-mi dai un pup. Bungu, hai dai un pup. Aici. Aici dai un pup. Au. Vai ce dulce e. Mi-a fost dor de tine. Am fost la Luna. Am văzut-o pe Luna, mama. Da. Am văzut-o pe Luna, doar că ea e tare sălbatică și când pui mâna pe ea, țipă, te zici că o taie cineva. Luna este papagalul mamei mele. Hai un pup. Pup, pup. Pup, care ești? Ce e? Ce faci? Bine. Vrei să-mi zici ceva? Nu. A. A venit să văd unghiile. A. Ce drăguțe sunt până mulțumesc. Acum. Mulțumesc. Până acum. Îți arăt finalul, nu? Te bucur că mai stai la noi. Larisa mai stă la noi și astăzi pentru că ea are liber de la școală mâine și poimine, așa că mai stă și astăzi. Iar copilașii mei vor merge la școală și la grădiniță și se întâlnesc când vin. Mai ales că Marc la grădiniță petrece doar de la ora 9 până la ora 12, iar Selena 4 ore la școală, așa că, de fapt, nu, mâine 5, mâine are 5 ore. Da, dar oricum, ei sunt bucuroși că mai petrec mâine timpul împreună. Ce ziceți? Arată drăguț forma asta? Eu zic că da. Cu telefon, cu camera de pe spate se vede mult mai bine. Mamă, mamă, zici că eu ce putere am. Dar n-am nicio lumină bună aici. Și am lampă din aia LED. De la mărimea asta, două. La mărimea asta. La mărimea asta și la mărimea asta, știți? Dar nu le folosesc. Sau, cred că alea două sunt la fel. O am una acolo. Ia să o aduc, să o băgăm în priză. Eu sunt în combinizon din ăsta. Poate dacă bag în priza asta, poate să mă facă becul ăsta figur. Aoleu, dar nu avem cap. Nu avem cap aici, trebuie să căutăm un cap. Din alea de băgat în priză, nu cred că mai am. Ha, ha, ha. Da. Ce e, bunguitule?
Așa. Te-ai speriat? Te prind la perete și te mănânc. Hai că am găsit. Am luat de la lămpița lui Marc. Bine că ai și le ții acolo, Ioana. Dacă nu le-aș avea, aș mai zice. Dar le am și nu le țin acolo. Nu le țin acolo, le țin acolo, nu le folosesc. Da, ia să vedem. Wow, nu-mi place asta. Asta? Asta-mi place. Wow, Pungu! Ia-și pup! Ia-și pup! Ulu! Mamă, dar ce bate vântul și ce plouă. Eu nu o să mai prind telefonul acum. Îl am în selfie stick-ul ăsta. Nu o să-l mai pun în lampă. Marc? Da. S-a părut că e cineva aici. Lampa asta la care mi-o suc unghiile se strică, face figuri la contact. Așa că va trebui să... Dar nu cred că e lampa de vină. Cred că e... La ce-l bagi în priză. Da. În fine. Uite că tot face figuri becu. Dar parcă am lumină mai bună și acum vă pot arăta unghiile. Și cred că o să las așa. Forma asta așa mai rotundă. Să nu le mai fac așa ascuțite. Hai că vedem. Vedem. Au! M-am tăiat aici copila. Că dacă pila e nouă... Mungu, ce faci tu acolo? Cât e ceasul, Bungu? Bongo la, bongo cha cha cha. În tot acest timp, anul acesta fac 3 ani de când m-am apucat de unghii și 3 ani de când am luat permisul. Deci în aprilie se împlinesc 3 ani de când am luat permisul. Iar în august sau în iulie, sfârșitul lui iulie, începutul lui august, se împlinesc 3 ani de când m-am apucat de unghii. Uite și ăsta, îmi dărâmă lampa. Și vreau să vă spun că am învățat foarte, foarte multe lucruri la început. Nu, nici acum nu pot să zic că, mamă, ce le-am foarte, foarte wow, dar am învățat foarte multe lucruri în bine, foarte multe lucruri despre unghii și... Chiar mă bucur că am făcut pasul acesta și multe persoane, printre care și unele dintre voi mi-ați spus că de ce nu mă apuc să fac unghii, un curs de unghii. Dar credeți-mă pe cuvânt că nu am răbdarea necesară. Nu e ceva ce să-mi placă, cel puțin la momentul acesta. Poate pe viitor să mi se mai schimbe gândurile, dar acum, sincer să fiu... Nu am răbdare uneori să-mi fac unghia pentru mine. Unghiile. Astăzi nu știu ce am, că nu vorbesc corect. Nu vorbesc corect și nu știu ce am. Dar parcă mă dor și degetele, nu mai am gheață pe mine. Ce se aude, Bungu? Bat clopotele de la biserică. Uite-l pe ăsta. Hai, suie sus. Hai sus aici. Eu făceam cu pila și el cu capul după pilă. Mi-e lene să mai pilesc. Nu mai am chef. Ei, putuși, ce apătă, că dacă nu te prind, să, nu mă lasă să-l prind, să-l pup un pic. Hai la mama, aici. Eu nu-ți fac rău, mama. Uite, e murdar de ciocolată. Nu știu dacă-l vedeți. Are o dungă. Îl zici? A intrat ieri în iaurtul cu budincă. Un iaurt cu budincă. Sau un iaurt stil budincă. Sau în cutia cu budincă. În fine, era un iaurt de ciocolată care zici că era budincă de ciocolată. Bun, hai să scurtăm. Începem să le scurtăm. E
place sunetul. La asta îi place să faci tot felul de sunete. Dar să vedeți cum imită și când curge apa de la robinet. Cântă! Apropo, astăzi am mai descoperit că el cântă și dansează așa din cap. Yeah, yeah, shake it up, shake it up, shake it up. Yeah, yeah. Dar nu așa tare, sărăcie ce ești! De ce m-ai ciupit așa? Hai, dansează. Yeah, 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 yeah. Eu am apișcat fix pe mijloc. Mi-a dat cu ciocul ăla scuțit. Nu mă prostii face, chiar am zis. N-au făcut copilașii mei atâtea prostii. Că te face un papagal, se suie pe perdea, se suie pe instalație, că instalația n-a reușit să o dau jos, dar... Să nu mă mai ciupesc, că mă doare. Și numai prostii face. Parcă-mi place, parcă-mi place modelul ăsta să... Uite. Tăguț. Bine că trebuie să mai pilez, că mai am de lucru, da? Și arăt în jur. Tăguț. Mai ales la Milky White și la alb arată chiar bine. Și la roșu, la altele nu-mi place. Că am avut și la roșu, dar mi se pare că e bădăran. Îmi place că parcă nu vin așa lăsate în jos, parcă vin așa mai în sus ridicate. Bineînțeles că mai am de pilit ca să dăm formă, dar astea parcă vin mai lăsate mai în jos. Toate, și astea îmi plac. Îmi plac foarte mult. Aia e cam forma care mă avantajează așa pe mine. Mama, nu știu. Da, mama? Să iau baxul ăsta să mănânc. Ce baxul ăla? A, cornulețele, cu rahat, că pot să iau baxul ăla. Era bine de a avea un bax. Ce bax? Păi tu ai zis bax. Asta nu mă lasă nici să mă... Întotdeauna când vreau să mă spăl pe dinți, se pune pe periuță. Vreau să-mi fac sprâncene sau ce vreau eu să-mi fac. Și apropo, vreau să menționez că eu nu am făcut... Nu mi-am curățat tenul și nu am avut intenția să-mi deschid porii de când mi-am făcut micropigmentarea sprâncenelor. Eu am uitat să menționez că o seară înainte să merg la această tipă, am vrut să fac acest lucru, să-mi deschid porii, să-mi curăț tenul și să fie curat frumos, pentru că acele puncte negre se văd destul de urât și am vrut să le scot așa, am vrut să mă pensez, să am fața curată. Te căcăcit aici, mă! Și am vrut să fac acel lucru cu o seară înainte de a merge la micropigmentare. Nu am vrut să fac acel lucru acum sau după micropigmentare pentru că știu că n-am voie. N-am voie solar, n-am voie saună, nu am voie piscină, nu am voie să ating cu creme, nu am voie să ating cu apă sprâncene, nu am voie să fac mai multe chestii. Asta știu, am niște reguli pe care trebuie să le respect. Dar sunteți în care credeți-mă pe cuvânt că nu îmi trec toate prin minte să le zic așa pe toate cum au fost. Deci chiar nu îmi trec prin minte. Așa. Hai că am mai dat formă cât de cât la ele. Dar mai am de lucrat. Mai trebuie să le pilesc pe deasupra. Eu acum le-am scurtat, știți? Nu să le scurtez mai tare, pentru că așa vreau să... Scuze, vreau să le las. Bun, bun. Știu că și pila se ține cu o anumită tehnică. Nu mai știu, stai, cum era. Ceva de genul, parcă, și dai, sau ceva de genul. Dar asta, mult când faci unghiile altcuiva. Eu o țin așa mai... Pe confortul meu, cum mă simt eu mai bine. Uite, Bingo escaladează pe cablu acum, se agață de el, se duce în jos cu ciocul. Dar să știți că îmi plac foarte mult aceste pile pe care le-am luat de pe Shein și sunt subțiri. Uitați-vă și voi ce comparație între ele. Deci asta e o pilă foarte subțire și asta e groasă. Bine, asta nu știu cât de tare se vede, dar
Asta e subțire și asta e groasă. Și toate pe care le-am sunt groase, în afară de acestea pe care le-am luat de pe Shein. Chiar foarte faine. Ce faci, Bingo? Era să-l prind. A zis, ce urât face? Dar nu face urât că eu îl lovesc sau ceva de genul. Se oftică. Aici, aici, aici la mama. Hai de-o pup. Nu mai vrei să vii așa, ai? Ai găsit biluțele alea pe jos. Da, ai găsit biluțele alea. Oricum și toate pilele astea pe care le-am luat de pe Lila Rosa, Kitunghi, Jumbo sau de magazinele speciale pentru unghii sunt și acelea foarte bune. Mai ales că o pilă este bună întotdeauna, că e groasă, că e subțire. Este bună primele utilizări pentru că este nouă și pilește foarte bine. Acum mai contează de unde e luată. Doar că ce vreau să fac eu o comparație este că produsele de pe Shein și de pe Temu sunt mult mai ieftine decât am face comandă de pe alte site-uri sau decât am merge noi în alte magazine. Și de ce să nu economisim niște bani, când de acei bani putem să ne luăm alte chestii. Dacă o să am timp astăzi, nu promit, aș vrea să vă arăt ce lucruri drăguțe mi-am luat de pe Temu. Foarte faine, toate că o să vi le arăt și când o să îmi vină comanda. Dar foarte drăguțe. Drăguțe, drăguțe. Mini de las. Sunt neagră pe mână, dar nu știu de unde. Mi s-a părut că plânge un copil. Și am zis să stau să văd ce se aude, ce se întâmplă. În seara asta nu știu ce să mai mâncăm. Și trece timpul ăsta atât de repede și vreau să mă mișc repede cu unghiile. Să le fac. Și apoi să mă duc, să pregătesc, să mâncăm, să-i bag la baie, să pregătesc pachetul. Mâine cred că o să mă duc cu mașina din nou în servis, că culmea acum a început să-mi intre apă în mașină, dacă vine să credeți. Mi s-au înfundat locurile acelea unde se duce toată apa atunci când plouă, când ninge. Și nu mai curge unde trebuie, curge în afară mașinii, înăuntru mașinii, în loc să se ducă în afară. Și uite așa, dai de una, adică scap de una, dai de alta. Dar ce faci, miți pila? A? Imiți pila, drăguțule? Mamă, dar asta că am făcut-o cam scurt, oare? Am nevoie de un clește, nu știu pe unde e. Am aici o pieliță. Eu am mâinile foarte uscate și ceea ce ați văzut la mine nu înseamnă că asta vă arăt ca și cum să vă învăț, deși dacă vreți să învățați nu este nimic greșit sau să mă deranjeze, doar că parcă și văd că o să primesc tot felul de comentarii de la anumite persoane care, na, cum mai primesc de obicei și să mă, nu știu, să-mi atrag atenția că nu fac bine, că nu știu ce, că nu știu cum. Atâta timp cât le fac pentru mine și le port doar eu unghiile și nu fac pentru altcineva și așa mai departe. Acum nu zic că nu aș accepta un sfat, că nu sunt absurdă, dar sunt unele mesaje care sunt așa mai jignitoare, care nu știu cum să zic. Selena m-a strigat mami și a și plecat. Când să-i zic da, mami, nu mai e aici. Ce, Seli? Sele? Nu mai aude.
Nu știu dacă n-am scurtat-o prea tare și cred că o să mai pilesc puțin la ea, că mi se pare cam lată și aș vrea ceva mai îngust. Dragilor, v-am lăsat și o să vă arăt la final. Dragilor, nu am mai apucat să filmez, am venit la bucătărie, am pregătit pachetul pentru Selena, iar acum vrem să ne facem noodles cu sos din ăla dulce, cu sweet chili și cu parmezan deasupra. Știți că vă ziceam că ne place mult. Aici am pregătit supele. Mai devreme am încălzit apa, copilașii au făcut baie, deja sunt pregătiți pentru nani. Unghiuțele mele sunt gata, dar sincer să fiu, nu-mi place această formă, parcă nu mă avantajează deloc și zilele următoare mă gândesc să le schimb, să le fac o migdală sau, nu știu, ceva mai ascuțite. Aceasta este mâna stângă, iar aceasta este mâna dreaptă. Nu știu, parcă nu mă pot obișnui cu ele. Parcă nu sunt pentru mine și în momentul în care le-am dat această formă eram foarte încântată. Cred că s-a văzut și pe video, dar na, asta. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele. Vă doresc o săptămână binecuvântată, să aveți spor în toate și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat! Pa, pa!